Ziua bun găsit tuturor! Este o primă reacție pe care Laura Codruța Chioveși, prin intermediul biroului de presă, a avut-o. Iată, astăzi, după a doua zi de când judecătorii de la Curtea Constituțională a României au decis să se pronunțe. Așadar, un comunicat în care cei de la biroul de presă spun foarte clar faptul că sunt abilitați să transmită punctele de vedere ale procurorilor din cadrul direcției Naționale Anticorupție. Bun, și pentru că vreau să vă spun tocmai ce scrie în acest comunicat, vreau să vi-l citesc. Spune așa: este momentul să tragem un semnal de alarmă și să ne exprimăm îngrijorarea față de potențial afectare a statutului de independență a procurorilor, care reprezintă o premisă esențială a luptei împotriva corupției. Fără garanțiile legale existente în prezent, lupta împotriva corupției nu ar fi fost posibilă, iar pierderea acestor garanții riscă să afecteze grav investigațiile desfășurate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Laura Codruța Chioveși a ales, iată, o reacție prin intermediul biroului de presă. Dimineața când a venit, ne-a fentat pe noi jurnaliștii care stăteam și o așteptam pe la intrarea, pe unde practic vine în fiecare dimineață la serviciu. A ajuns la 9:45 de minute la muncă. Marius Iacob, adjunctul domniei sale, a fost foarte punctual, la 7 și ceva a ajuns deja la DNA, spunând că nu comentez, doamnă, întrebat fiind de mine dacă ar trebui ca Laura Codruța Chioveși să-și dea demisia. Până una alta, iată, rămâne în picioare, rămâne pe poziții, vedem ce face și Klaus Iohannis, președintele României, când semnează acest decret de revocare a șefei DNA, pe numele căreia sunt deschise mai multe acțiuni disciplinare. Spunea și Tudorel Toader faptul că a avut un comportament autoritar, s-a implicat în dosarul Ordonanței 13, nu a avut reacție vis-a-vis de unitatea de elită de la DNA Ploiești, plus foarte, foarte multe alte lucruri. Vedem așadar, pentru că în momentul de față cartea stă în mâinile și trebuie să o joace Klaus Iohannis.